Parlamentul European cere primirea României și Bulgariei în Schengen până la finalul acestui an, cum au votat eurodeputații olandezii. Parlamentul European îndeamnă statele membre să permită României și Bulgariei să adere fără întârziere la spațiul Schengen. Într-o rezoluție adoptată marți, eurodeputații afirmă că, până la sfârșitul anului 2022, Consiliul ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a adopta decizia asupra admiterii României și Bulgariei în spațiul Schengen de liberă circulație. Acest lucru ar trebui să asigure eliminarea controlelor asupra persoanelor la toate frontierele interne pentru ambele state membre în prima parte a anului 2023, se arată într-un comunicat al Parlamentului European. Rezoluția a fost adoptată cu 547 voturi pentru 49 împotrivă și 43 abțineri. Constatând că spațiul Schengen este una dintre cele mai mari realizări ale Uniunii Europene, eurodeputații critică faptul că statele membre nu au luat încă o decizie privind admiterea Bulgariei și României, deci cele două țări îndeplinesc de mult timp condițiile necesare. Menținerea controalelor la frontierele interne este discriminatorie și are un impact negativ asupra vieții lucrătorilor mobili și a cetățenilor, potrivit eurodeputaților. Obstrucționarea importurilor, a exporturilor și a liberei circulații a mărfurilor din porturi dăunează, de asemenea, pieței unice a UE. În prezent, toate statele membre ale UE, cu excepția Bulgariei, Croației, Ciprului, Irlandei și României, fac parte din spațiul Schengen. Acesta include, de asemenea, state care nu sunt membre ale UE, Islanda, Norvegia, Elveția și Liechtenstein. Eurodeputații au solicitat ca Bulgaria și România să fie pe deplin admise în spațiul Schengen în mai multe rânduri, de exemplu în rezoluția din 2018 pe această temă, în rezoluția din 2020 referitoare la situația spațiului Schengen în contextul pandemiei și într-un raport din 2021 privind funcționarea spațiului de liberă circulație. Rezoluția de astăzi conclude dezbaterea în plen din 5 octombrie 2022. Aderarea unor noi țări la spațiul Schengen necesită o decizie unanimă a Consiliului UE. Președinția CH a Consiliului a indicat că intenționează să poarte discuții pe această temă înainte de sfârșitul anului 2022. Cum au votat europarlamentarii din Olanda rezoluția privind aderarea României la Schengen? Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a precizat că dintre eurodeputații din Olanda prezenți astăzi la votul rezoluției privind aderarea României și Bulgariei la spațiul Schengen, 15 au votat pentru și doar 4 au votat împotrivă, iar 6 s-au abținut. Acesta este un mesaj pentru guvernul Rut. Majoritatea europarlamentarilor olandezii votați direct de cetățeni vor România în Schengen, a declarat Mureșan. De menționat este că toți europarlamentarii partidului premierului olandez Mark Rut, Partidul Popular pentru Libertate și Democrație, afiliat Reneu Europe, s-au abținut la vot.